numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți într-un Hristos, frați și surori, deja am poposit în duminica a patra după cinzecime sau după pogorârea Duhului Sfânt și astăzi la Sfânta Liturghie am auzit cu toții cum s-a citit din Sfânta Evanghelie a lui Matei, în care ni se relatează cum a fost vindecat sluga unui sutaș de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atât când Hristos mergea în orașul Capernaum, a venit la el și a căzut în fața lui un sutaș, un soldat din armata romană, care avea un slujitor bolnav, care zăcea la pat, și atât că îi cere din toată inima, cu toată osârdia, să vină în casa lui și să-i vindece sluga. Hristos îi spune că imediat va veni, dar iată că sutașul arată o credință profundă, o încredere deosebită în cuvântul lui Dumnezeu și îl roagă pe Hristos doar cu cuvântul să spună și el crede că aceste cuvinte se vor împlini și sluga lui va fi vindecată. Și Hristos exclamă și zice că n-a văzut atâta credință în tot poporul Israel. Mai târziu, Hristos vindecă sluga acestui sutaș și îi spune că așa cum a crezut, așa se va și întâmpla. Din această Evanghelie desprindem mai multe învățături folositoare pentru zidirea noastră sufletească. Întâi de toate, observăm credința profundă acestui sutaș. Deși era soldat roman, deși era păgân, totuși inima lui simțea acea prezență a lui Dumnezeu, prezența adevăratului Dumnezeu în viața noastră creștinească. Și el, cu toată osârdea, cu toată ardoarea și cu toată râvna pentru cele sfinte și dumnezeiești, se îndreaptă către Hristos, crezând cu adevărat că doar El poate să-i vindece sluga aceasta. Și învățăm această credință profundă să o avem și noi credincioși. Să avem o credință statornică, care nu se îndoiește, care merge după Mântuitorul oriunde nu ar fi. Și în orice situație, noi credem și nădăjduim în mila și binecuvântarea și ajutorul Domnului. Apoi, observăm cât de mult acest sutaș își iubea prietenul său, sluga, cel care era aproape. Să avem și noi o dragoste deosebită față de toți apropiații noștri. Nu numai, și când zic aproapele, nu mă refer doar la prieteni, rude și cunoscuți, ci întâi de toate orice om care ne stă în cale și poate care nu-l cunoaște. Să avem o dragoste deosebită față de el, rugându-ne permanent pentru el. Și din această minune, din această vindecare minunată, vedem cât de mult poate rugăciunea unul pentru celălalt. De ce este necesar să ne rugăm permanent unii pentru alții, pentru că mult poate rugăciunea dreptului în fața Domnului, dar și a unuia către altul. Deci, permanent să rostim pe buzele noastre rugăciuni, nu numai pentru noi înșine, ci și pentru apropiații noștri. În același timp, observăm cât de profundă era smerenia acestui vameș. S-a considerat nevrednic să-l primească pe Hristos sub acoperământul casei lui și atât că învățăm și noi din acest comportament al sutașului să fim și noi smeriți. Smerenia este nu altceva decât conștientizarea proprii noastre păcătoșenii, conștientizarea că suntem bolnavi, suntem slabi, neputincioși, suntem într-un fel pătrunși de păcat și acest păcat ne-a robit sufletele noastre și ne stăpânește și fără ajutorul și fără mila și harul lui Dumnezeu nu putem să ne ridicăm din această stare păcătoasă. Smerenia nu înseamnă un fel de renunțare fatalistă de a lupta cu păcatul, într-un fel resemnare în fața păcatului și considerând că păcatul este ceva firesc pentru om și nu mai putem face nimic în viața aceasta. Ceva din contră, Hristos ne-a demonstrat prin învierea sa de morți că moartea și păcatul pot fi biruite, doar trebuie să venim în Sfânta Biserică, să participăm la Sfintele Slujbe, să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și astfel unindu-ne cu Dumnezeu, primind acea putere, acea binecuvântare și acel har de la Dumnezeu, să putem birui păcatul din noi înșine. Să înțelegem că fără ajutorul lui Dumnezeu nu vom putea izbuti nimic în viața aceasta creștinească. De aceea, tot timpul să ne smerim. Chiar dacă facem multe fapte bune, este necesar să nu ne mândrim cu aceste realizări ale noastre, să le considerăm că sunt realizări ale lui Dumnezeu în viața noastră personală. Căci dacă Dumnezeu își retrage harul său de la noi, atunci observăm cum nu putem izbuti nimic, nu putem face nimic, avem numai insuccese și nereușite. De aceea să avem această smerenie profundă în inimile noastre și permanent să ne apropiem astfel de Dumnezeu.
Hristos ne-a spus că Dumnezeu celor smeriți le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. De ce să stârpim din inimile noastre și din sufletele noastre această mândrie? Pentru că numai ea ne strică haina sufletului nostru și ne îndepărtează de calea cea adevărată și ne duce pe calea pierzării, pe calea întunericului. Și numai cu această stare profundă de smerenie, de conștientizare a nevredniciei și a păcătoșeniei noastre, să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie. Asta este cel mai important lucru care ne face vrednici de a primi trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Smerenia, adică conștientizarea nevredniciei, a păcătoșenii și a neputinței noastre de a ne ridica din păcat cu propriile noastre forțe, cu propriile noastre puteri. Totodată, din această Evanghelie sorbim și o altă învățătură. Vedem cât de mult trebuie să ne iubim unii pe alții. Pentru că numai iubirea ne face să fim uniți, să fim puternici în fața ispitelor, în fața încercărilor și numai dragostea cea adevărată față de aproapele ne face fii adevărați ai lui Dumnezeu. Și prin iubirea față de aproapele, noi de fapt ne arătăm iubirea față de Dumnezeu, așa cum a arătat-o și acest vamiș și cum a dobândit cele necesare, ceea ce a cerut în fața Domnului și a dobândit cu prisosință. Deci să înțelegem că atunci când cerem ceva de la Dumnezeu, să cerem cu inimă înfrântă, inimă smerită, cu dragoste deosebită față de Dumnezeu și să cerem doar ceea ce este necesar pentru sufletele noastre, pentru mântuirea și pentru a putea ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că celelalte nu sunt atât de necesare, sunt secundare și sunt necesare doar pentru a putea parcurge drumul acestei vieți care are finalitate împărăția lui Dumnezeu. Astfel, în fiecare zi, în fiecare duminică, zi, săptămână, în fiecare lună și așa pe tot parcursul anului, să cultivăm în noi aceste virtuți profunde, deosebite, necesare pentru mântuirea noastră a tuturor. Credința statornică, smerenia profundă și dragostea plină de râvnă și ardoare în fața Domnului. Și atunci nădăjduim că nu vom fi departe de împărăția lui Dumnezeu, nădăjduim că vom fi pe calea cea adevărată, care ne va face fericiți acolo unde toți sfinții se bucură de comuniunea lui Dumnezeu. Amin.